Au ieșit cu surle și trâmbițe, au strigat lozinci antiguvernamentale, au cerut demisia guvernului și au încercat să le explice parlamentarilor importanța autostrăzii Pitești-Sibiu. Lipsa autostrăzii mărește prețul de cost. Ca atare, au fost nevoiți, noi toți am fost nevoiți să acceptăm robotizarea, tehnologizare înaltă. Robotizarea duce clar la restructurare. Un robot lucrează pentru 3-4 oameni. Deja robotizarea a început să facă victime în rândul salariaților Dacia. Peste 500 de muncitori vor fi disponibilizați de la Mioveni până la sfârșitul anului. Și conducerea uzinei de la Mioveni a declarat că se dorește construcția autostrăzii până în anul 2020. Au declarat în mod diplomatic francez că Renault își va reconsidera poziția față de Dacia după anul 2020. Asta înseamnă că Dacia poate să dispară sau să lucreze pe un singur timp. Jos guvernul mincinos! Iar guvernul a reacționat prin vocea primului ministru Victor Ponta. Hai să fim serioși, eu știu că sunt pe profit. Eu mai știu că dacă o mai țin în meetinguri, o să se mute producția în Maroc. Deci fac un apel la liderii de sindicat. Eu știu foarte bine care este nivelul de salarizare la Dacia. Știu foarte bine câte proiecte am sprijinit cu ajutor de stat. Știu foarte bine că Dacia este importantă pentru noi și pentru România și fac un apel la rațiune din partea lor. Pentru că, la un moment dat, au fost foarte aproape, în decembrie, dacă nu mă înșel, de o criză mare cu patronatul, nu cu noi. Întotdeauna să fie rezonabil, pentru că altfel, nu uitați, Dacia are o variantă și eu nu vreau să-i văd din cauza grevelor și a sindicatelor că se mută în altă parte, a declarat primul ministru Victor Ponta. Sindicaliștii de la Dacia nu sunt singurii care au luat atitudine pentru amânarea construcției autostrăzii Pitești-Sibiu. S-a alăturat protestului și liderul Blocului Național Sindical Dumitru Costin. Deci principalul contributor la produsul intern brut, industria de automobile, componente subansamble, este vulnerabilă azi în România datorită absenției unei infrastructuri de transport. Autostrada este importantă pentru că scurtează durata ieșirii din România a mașinilor destinate exporturilor și nu vor mai pierde 30 de dolari pe mașină. De altfel, oficialii Dacia au spus că sunt posibile măsuri radicale dacă nu se va construi autostrada. Sindicaliștii Dacia sunt hotărâți să meargă și la București în fața guvernului pentru a protesta dacă nu se vor lua măsuri în acest sens.